Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării în următoarele două săptămâni. În Moldova, valorile termice diurne vor fi în creștere în prima jumătate a intervalului și din nou după data de 22 februarie. La începutul primei săptămâni în Moldova mediile maximelor vor fi apropiate de cele normale și vor fi de 4-5 grade, iar spre sfârșitul acesteia vor ajunge la 9-10 grade. Ulterior, până în jurul datei de 21 februarie, acestea vor scădea ușor spre 6 grade, iar apoi vor fi din nou în creștere până la medii de 10 grade. Minimele termice vor avea variații în prima săptămână și vor fi negative în mare parte din interval, dar apropiate în general de normele perioadei. Acestora vor oscila între minus 6 și 2 grade, cu cele mai calde nopți în perioadele 14-15 februarie și 18-20 februarie.